Am reușit și eu să mă îșghebez echipa, nu am stabilit locurile, funcțiile am dat de muncă, să vedem câți susținători. Am și eu, din cei vechi, am mai rămas singurul consilier de Berec sau mic Adic Ivanov și în rest toată lumea e nouă. Am de la medici, ingineri, colonei, deci am o trupă nouă, credibilă, majoritatea intelectuali, am și din sat mai vechi, așa, deci eu zic că am reușit să-și găbez o echipă credibilă. Și dumneavoastră câți consilieri considerați, anticipați că o să scoateți? Acum, dacă mă iau după declarațiile lui Roba, ale lui Cătălin, ale lui Cosmin, mie mai rămâne, nu știu, un post sau două de consilier. Ce să vă spun altceva? Și îl luați și pe domnul Brândușa? Deocamdată, sincer vă spun, sunt simple fabulații, nici domnul Brândușa nu m-a antamat cu această chestie și nici eu, dacă el n-a zis nimic, nici eu nu l-am antamat. Deci toți oamenii dumneavoastră sunt oameni noi, nu mai e nimeni de la niciun alt partid? Am spus, din vechiul Consiliu Local a mai rămas consilierul de Berexău Mare, care a fost mandatul 2016-2020, adică, bă, nu, în rest toți sunt oameni noi. Nu se vor supăra? Nu se vor supăra că, din păcate, Moloce s-a exprimat clar că nu mai poate veni, că are un job care, clar, nu-i permite să lipsească la ședințe. Românul a avut altă opțiune, Tulcan, știți povestea, nici nu mai candidează, am înțeles, nici Tulcan, categoria că nu mai candidează. Și Andrei Cus la fel, și el a zis că nu prea mare chef.